Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 8 mai, ești prietenoasă și plăcută, ai o natură internă incredibil de practică, dotată cu abilitatea de a evalua cu exactitate oamenii și situațiile, ești bine pregătită pentru o carieră legată de putere și de asumarea responsabilității. Ai o abordare realistă a vieții? ceea ce te ajută în diverse domenii profesionale, de la afaceri la politică, abilitățile organizaționale și abilitatea ta de a vedea esența problemei provin dintr-un sens de afaceri excelent. Tu nu ai niciun fel de opreliști să-ți exprimi gândurile și judecățile. Ești sinceră, decisivă, întotdeauna susținând și apărând punctul tău de vedere. Cuvântul pe care îl deții este la fel de priceput ca și stilul. Tu onorezi cu plăcere tradițiile și normele general acceptate și, uneori chiar riști să revitalizezi ce a fost uitat, cu drăzneală în acțiune, tu stăpânești cu ușurință cele mai noi tehnologii și urmărești ideile de ultimă oră, nu fără a ține seama de tradiție. Poți fi foarte asociată cu lumea înconjurătoare, poți fi profund îngrijorată de problemele ecologiei, a căror rezolvare ar putea deveni afacerea principală a vieții tale. Trebuie spus că dragostea pentru tot ceea ce te înconjoară nu implică un atașament special față de locul nașterii. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: încredere, sensibilitate, profunzime, iubire de natură și frumusețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere, ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus, îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici, dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și pentru abilitatea de a gestiona bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Universul a hotărât să fim un lider practic, talentat și priceput, care se poate realiza cu succes în politică sau în afaceri. Ești carismatică? Te înțelegi cu ușurință cu oamenii, nu ți stă frică de responsabilitate, o accepti de bună voie. Ești capabilă să analizezi și să prezici atât evoluția situației, cât și acțiunile oamenilor. Ești un administrator și organizator bun, specific, cu străduință în afaceri și abilitatea de a înțelege esența proceselor din zbor. Poți fi un vorbitor bun, exprimând în mod activ aspirațiile unui anumit grup social. Cu toate acestea, caracterul direct și sinceritatea ta caracteristică poate provoca probleme, de aceea ar trebui să eviți supraclaritatea judecății și perseverența excesivă. Din păcate, diplomația nu este cea mai puternică parte a caracterului tău, astfel încât din când în când ești forțată să faci față situațiilor conflictuale. De regulă, ești încrezătoare în tine iar calmul inerent stilului tău de comportament contribuie la faptul că arăți foarte convingător. În plus, tu nu cobori niciodată la o discuție inacceptabilă, îți prezinți opiniile și concluziile publicului numai după o reflecție atentă. Ești neînfricat în luptă. Vei găsi întotdeauna o cale eficientă de a riposta, chiar dacă te dovedești a fi neînarmată. În strategie, ești deosebit de puternică, deci este mai bine să nu te facă cineva dușman. Cu toate acestea, ești generoasă cu inamicii și în întotdeauna le dai șansa de a se îmbunătăți, dar nu mai mult. Ești o prietenă și o iubită loială, iar ca părinte ești de încredere și responsabilă. Ești atât de încrezătoare în importanța ideilor tale că nici măcar nu te gândești la modul cel mai bun de a le transmite celorlalți. Opțiunea cea mai preferată pare să fie atunci când ți se oferă ocazia de a vorbi oral și în scris. Așa cum am spus deja, iubești și apreciezi frumosul, nu pierzi niciodată legătura cu natura. Într-o situație ideală, când ai propria casă, petreci mult timp pe aranjament și peisajul din jurul ei. Dezvoltarea unui bun gust de la o vârstă fragedă pare a fi vitală pentru tine ca și copil ar fi trebuit să ai posibilitatea de a te familiariza cu o varietate de stiluri și concepte pentru a-ți maximiza perspectivele. Te distingi față de alți nativi din tauri prin astfel de trăsături speciale, dependență, sensibilitate și realism. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 8 mai soarta ta? Ai un suflet sensibil, plin de compasiune la suferința altor oameni. În acțiunile tale încerci să te ghidezi cu intenții exclusiv umane și nobile. Tu nu cauți să obții faimă și recunoaștere universală, deși soarta îți poate oferi adesea o astfel de oportunitate. Tu te preocupi mai multe de problemele din viața prietenilor și rudelor, în a căror soartă participi activ, bunăstarea celor dragi este prețul păcitale și predomină asupra valorilor vieții tale. Nu ești înclinată spre compromisuri, în sufletul tău ești foarte timidă și simți un sentiment de inferioritate. În afară, tu adegi pe deplin la tacticile specifice de acțiune, dar în interiorul tău există propria ta viziune asupra lumii și privești împrejurimile din acest punct de vedere. Aceste lucruri duce subconștientă la încrederea în oamenii care simt sinceritatea empatiei tale. Tu te poți controla în cele mai critice situații. Aceste lucruri te face angajat și partener fiabil. Impasibilitatea caracterului tău este surprinzătoare pentru ceilalți. Interesele săracilor și proclamarea ideii de egalitate universală este un lucru comun pentru tine nu ești condusă de dorința de a schimba lumea și de a participa la evenimente semnificative, dar ai convingerea sinceră că toți oamenii merită condiții de viață egale. Indiferent de grupul social de care aparții, poți face obiectul unei critici dure către oricare dintre cei aflați la putere și reformele lor. Se pare că în viața ta ai experimentat o dezamăgire amară și aceste lucru a lăsat o amprentă de neșters pe sufletul tău. Ambientul nu poate pătrunde în profunzimea conștiinței tale, dar tu nu ai nevoie de el. Tu nu începi o relație strânsă cu nimeni, deoarece încerci să oferi asistență străinilor decât să-i lași să-ți intre în suflet. În același timp, ajutorul cuiva pentru tine va fi echivalent cu propria ta inferioritate și insolvabilitate, ceea ce este insuportabil de recunoscut, indiferent de ce parte va veni acest ajutor. În afara vieții sociale ești destul de singură. Ești prea mândră să ceri cuiva atenție și preferi să te convingi că tu însă-ți cauți singurătatea. Ideile tale sunt o prioritate pentru tine, iar poziția socială ocupă ultimul loc în această listă. Egoismul este complet străin naturii tale, te străduiești să atingi succesul cu obiective complete diferite. Puterea și influența sunt importante pentru tine numai în măsura în care te vor ajuta să-ți realizezi teoriile utopice. Din acest punct de vedere, ești completă dezinteresată. Dragoste și compatibilitate. Ești mai degrabă secretoasă și nu arăți încredere în tine dacă vine vorba de viața ta personală și nu de realizarea profesională. Dorind de dragoste, ezit să faci primul pas, dar prin a intra într-o uniune de dragoste, devii un partener fiabil și devotat. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea a unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă. Dar pasionale este posibilă cu scorpionul, vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai un mare dar al vorbirii? Stăpânești cuvântul, poți deveni vorbitor, tu nu ești timidă în cuvinte, câteodată prea mult, pentru că nu-ți place să minți, îți place să spui mereu în mod de direct ceea ce crezi cu adevărat, tu poți deveni cu ușurință piesa vocală a unui grup social, ești o conservatoare care respectă generațiile anterioare și tradițiile culturale, uneori chiar încerci să rănii unele dintre vechile obiceiuri, cu toate acestea, tu nu ignori deloc ideile noi, le poți adopta cu ușurință și încerci să reintegrezi cu metode și tehnologii tradiționale. Tot ceea ce se întâmplă în lumea înconjurătoare este extrem de îngrijorător pentru tine. Tu poți avea de-a face cu totul, cu toate problemele sociale, cu situația ecologică, cu nivelul cultural al concetățenilor tăi, nu ești niciodată ocolită. Cel mai adesea, Poți alege o zonă în care există probleme și ți dedici viața acesteia. Tu iubești întreaga lume, dar nu ești legată de loc de locuri, preferând să călătorești sau să te muți din loc în loc. Ar trebui să încerci să te exprimi mai ușor, să nu fii atât de încăpățânată. Diplomația nu ți este prea bună prietenă, adesea provocând certuri și conflicte de comportament ascuțit. Această impresie este întărită de faptul că nu-ți plac burfele goale și vorbele inutile, de obicei spui doar după ce ai gândit și te-ai asigurat că gândurile tale sunt destul de adânci și interesante. În opoziție te prezinți ca adversar serios și periculos, amenințările nu te înspăimântă, știi cum să răspunzi în mod adecvat și puternic, vei învinge mereu, chiar dacă balanța forțelor nu era deloc în favoarea ta ești un strateg bun, deci ceilalți trebuie să fie foarte atenți cu tine. Tu vei da întotdeauna inamicului o șansă de a se îmbunătăți, dar nu vei manifesta milă, sănătate și boli. Dacă nu ești orcaholică, atunci ești o excepție. Se poate spune că te-ai născut pentru muncă extrem de grea, de aceea nutriția obișnuită este importantă pentru menținerea rezervelor energetice și, în general, pentru bunăstarea normală. Nu îți place să testezi remedii noi pentru boli, preferând homeopatia, profilaxia și acele mijloace care te-au ajutat în tinerețe. Cu toate acestea, tu asculți sfaturile profesionale ale medicilor. Te adaptezi cu ușurință la noile condiții de lucru și la alte programe, precum și la distribuirea încărcăturii, destinul și norocul. Universul te a înzestrat cu un temperament încăpățânat și zbuciumat. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât va trebui să-ți îndeplinești datoriile karmice. Lista acestora o poți afla pe astrograma natală. Depinde foarte mult în viața ta de modul în care te vei referi la oameni, la natură, direcția acțiunilor tale. Dacă îți vei da seama că drumul evoluției este o cale demnă, că răbdarea, modestia și bunăvoința vor fi benefice, atunci, trecând prin încercările vieții, după ce ți-ai câștiga puterea, vei putea crea condiții minunate pentru tine însă Îți sfaturi pentru tine, ai mai multă răbdare în încercarea de a obține nerealizabilul, nu duce prea departe sacrificiul de sine, trebuie să o păstrezi un echilibru în distribuirea valorilor. Încearcă să recunoști motivele aspirațiilor tale. Trebuie să înveți încet și atent să nu-ți exprimi atât de mult gândurile și emoțiile. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe? deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.